deplasare de cap. Celor trei volume pe care domnul Galben ni le face cadou într-o zi frumoasă, într-o zi în care noi sperăm să facem atât o incursiune în timp, în tinerețea dumnealui și a noastră, printr-unul dintre volume, Caietul Negru, cât și să revenim în actualitate prin celelalte două volume. Suntem încântați că suntem împreună, chiar dacă suntem puțini, trebuie să înțelegem că suntem cei mai buni și că suntem oamenii care apreciază talentul, munca, perseverența, consecvența și dorința de a lăsa niște urme ale existenței sale, pe care domnul Galben le demonstrează în fiecare clipă, în fiecare proiect pe care îl pune în practică, și slavă Domnului, nu sunt puține. Și vreau să spun că ne bucurăm mult, că ne acordă încrederea domniei sale și nouă ca instituție și nouă ca persoane, de a ne încredința rândurile, gândurile, frământările, bucuriile domniei sale. O să-i dau cuvântul să ne spună câteva lucruri despre fiecare carte, bănuiesc, și apoi o să discutăm pe marginea lor. Chiar dacă nu le-ați văzut dinainte, sunt convinsă că la o simplă foiletare veți avea inspirația și vor fi suficiente provocări încât să puteți să apreciați efortul domniei sale de a veni cu rândurile acestea în fața noastră. Domnul Galben, vă rog. Bine v-am găsit! Mă bucur că am prilejul să mă întâlnesc cu dumneavoastră într-o zi care se anunța ploioasă, dar care iată este plină de soare și căldură. Cercul fiind intim și cărțile sunt cam de aceeași natură, adică sunt niște jurnale mai vechi sau mai noi, pe care vi le propun. Bănuiesc că dumneavoastră mă cunoașteți din celelalte întâlniri, din activitățile mai vechi, de la Cenacul și Unimea Nouă și Societatea George Călinescu, unde am avut prilejul să ne vedem, să ne auzim, să ne citim propriile creații, fie că a fost vorba de poezie, fie că a fost vorba de alte genuri literare. Eu am o activitate legată de Onești încă de la vârsta de 17 ani, când
am făcut practica de final a școlii profesionale și după aceea am devenit muncitor la uzina de cauciuc, care astăzi a rămas doar cu numele. Tot atunci am început și să-mi notez într-un caietel gândurile mele. Am vrut să văd cum evoluez, cum încep să acumulez cunoștințe și cum încep să mă pregătesc pentru viață. O parte din aceste gânduri s-au păstrat în 4 caiete. Primul, din păcate, care a fost o perioadă poate cea mai bună pentru ceea ce înseamnă evoluție, primii 10 ani, nu mai dau de caietul acela, s-a rătăcit sau a luat drumul coșului cu alte ziare și reviste, întâmplări pe care le-am povestit în jurnalele mele. Ceea ce vedeți aici este deci un jurnal de tinerețe din anii 79-80, când de acum aveam deja alt statut, eram student, mă apropiam de absolvirea facultății de ziaristică și sigur că și atunci eram tot în zona Oneștiului, pentru că aici m-am căsătorit, aici s-a născut primul copil și sigur că după aceea am mai revenit în calitatea mea de ziarist. Am revenit și în anii trecuți, când chiar am locuit un an și ceva aici într-un cartier dincolo de catedrală. Așa că veți găsi bună parte din aceste întâmplări în paginile cărților mele. V-am adus și celelalte jurnale, așa ca să le vedeți. Am început, de fapt, cu Ieșirea din lume, care a însemnat o etapă importantă în activitatea mea, când am vrut să renunț la tot și să mă reculeg într-un spațiu, cum să spun, de spiritualitate. Apoi au apărut celelalte jurnale, primul prag, pe care speram să-l trec, l-am trecut eu vreo 2 ani și jumătate, dar după aceea am renunțat. Am mai făcut niște pași spre revenirea în tumultul vieții cotidiene și sigur am continuat ceea ce de fapt știam să fac cel mai bine, activitatea mea de jurnalist, activitatea scriitoricească, pe care, de asemenea, am încercat să o prezint sub toate aspectele în care m-am implicat. Date despre mine veți găsi la finalul acestui volum, care a fost premiat la un concurs organizat de Editura Rafet la Râmnicu Sărat. Și acolo, fiind vorba de un tipic al concursului, adică trebuiau să fie maxim 120 de pagini, format A5, în care să fie incluse și un CV, să fie incluse și o fotografie, să fie inclus și textul respectiv. Am avut surpriza să mă număr printre câștigători și mă bucur că premiul meu poartă numele unui gazetar și scriitor cunoscut în anii 70 până în 2000 și ceva, când Dumnezeu l-a chemat la el. Este vorba de Alexandru Teșliu, cel care a întemeiat revista Pro Seculum și mai devreme revista V, cu Liviu Ioan Stoiciu și cu alți scriitori din Vrancea.
Cărțile au fost bine primite de cititori, pentru că astăzi, după cum probabil ați sesizat, cei care încă mai citesc preferă de regulă memorialistica. Eu vă ofer din plin aceste gânduri și sper să găsiți ceva care să vă intereseze. Vedeți doi colegi de breaslă, poetul Dumitru Alexandru Dumitru, coleg de cenaclu, de armată și de toate. Și poetul Ștefan Iepure, de asemenea, cu care ne-am întâlnit des, începând din anii tireții noastre la Societatea George Călinescu. Bineînțeles că invitația rămâne și dacă au de gând să spună o vorbă, îi ascult cu plăcere. O să-mi permit să vorbesc eu mai repede decât ar fi necesar, pentru că nu așteaptă o problemă la treabă, la 17 trebuie să fiu acolo. Dar nu asta e situația. Mă bucur tare mult că sunt aici. Și e păcat că un om atât de valoros al literelor Romeo Dalmen are parte de numai câțiva dintre noi. Pierd mulți cei care nu au fost acum aici, pentru că demonstrează prin suita de cărți pe care o are domnul Galben valoarea sa. Eu îl cunosc, e fratele meu, să zic că e mai mic câteva luni decât mine și îl consider totuși fratele meu geamăn. Noi am început aici la Onești literele, curajul de a scrie și noi ceva, la Sahia, acel cenaclu literar al societății culturale, înființată chiar în Casa de Cultură. Așa. Și, bineînțeles, au trecut ani. Cornel Galben, mult mai atent cu istoria, probabil că s-a gândit că peste ani istoria devine din ce în ce mai valoroasă, foarte atent, foarte meticulos, un om meticulos, mult mai harnic decât mine, atent cu clipa cea repede a lui Eminescu. Eu m-am purtat pace și spre alte zone, am făcut militarie. Bineînțeles, el a luat-o cu gazetăria, dar undeva ne întâlnim, suntem sinonimi în a crea ceva să rămână după noi. Tot românul s-a născut poet, să zice. Dar rămânând acolo, atunci când am început, nu ne-am gândit cum să ajungem și am ajuns iată și în lumea scriitorilor, nu? Și poate, nu știu, merităm, valul ne-a dus. S-ar putea să nu fie, eu în ce mă privește, să nu fiu atât de valoros, dar am intrat cu talentul care l-am avut. Așa a fost și Cornel. Cornel a fost mult mai atent. Pe mine mă leagă clipe de neuitat alături de el. Cred că dacă nu era el, poezia mea rămânea undeva o amintire acolo ștearsă. Pentru că mi-aduc aminte că și trebuie să spun lucrul ăsta, dacă nu era el, nu știu dacă ajungeam să scriu cărțile pe care le-am scris. Mi-aduc aminte că a venit la Târgu Ogna, eram cu serviciu acolo, dumnealui era mare director la deșteptarea și m-a căutat, printre altele, prietenești. Păi ce facem? Scoatem cartea aia că știu că ai niște... Păi o scoatem cu ele. Eu totdeauna fiind de acord. Dar nu mă gândeam că o să iesă până la urmă și a ieșit. Că arena, datorită lui, băi, costă bani, dar hai că, uite, găsim sponsor. Și am mers cu mine și am găsit și sponsor. Într-o zi am găsit totul. Am luat și premiul datorită, el a trimis-o la Aiud, am luat și premiul la carte, în fine. Mult mai atent, mult mai eu, valurile m-au purtat și în altă parte. Am avut, deci, colateral altă meserie și era foarte greu să
mă dedic întru totul literaturii. Dar am rămas cu amintiri plăcute că dacă nu era el cu cartea de debut Arena, ca să o scoată la editura sa, el este primul meu editor și a dat cu șutul bine, după aia am ajuns la a 10-a carte. Însă niciodată nu m-am grăbit, m-am gândit să scriu ceva care să rămână gândindu-mă eu că să mă reprezinte și gândindu-mă eu că trebuie să rămână în literatură ceva original, autentic și așa gândeam eu, profund, că așa poți să scrii în două zile o carte de versuri, nu știu cum să scrii. Dar știți că lucrurile bune și am avut succes. Dar nu este asta, am vrut să fac legătura pentru că Cornel Galben este fundamental pentru mine, începuturile mele și nu am cum să nu-l respect. El a scris foarte multe cărți, am zis, este foarte meticulos, foarte harnic, obiectiv, principial, se preocupat de toate personalitățile băcoane și nu numai. Nu mai vorbesc de cărțile de interviuri, oameni atât de însemnați cărora au luat interviuri și așa mai departe. Dar lui și-a făcut o aureolă foarte bine conturată, aranjată. Este un tip de talent. Păcat că o suntem mai mulți acum și din filiala noastră a scriitorilor să fi venit cineva oneștiu, reprezintă ceva pentru noi și pentru literatură. Nu vă mai vorbesc de zilele Călinescu, care noi fiind amândoi cei care, membri fondatori a Fundației Cultorale George Călinescu, alături de domnul profesor C.T.H. Ciobanu. Eram cu noi, suntem copiii lui, a lui Zbășescu și ceilalți, Buțan și ceilalți care, Candeanu Priceputu și alții care ei mi-i amintesc cu mare drag. Și aici, în lângă noi, pornind pe acest drum, zic eu, care îți oferă și satisfacții, dar nu numai, am avut prilejul să cunoaștem la Fundația Călinescu, fiind aduse personalități literare din țară și nu numai, dar foarte, foarte multe personalități și în jurnalul literar am publicat, avem colecția jurnalului literar unde suntem reprezentanți acolo, reprezentați și noi cu participarea. Eu ce să-i zic lui Cornel? Urez succes pe mai departe, mă gândesc, încă este tânăr, mă gândesc ce cărți o să mai scoată, că le are și cred că istoria prin el se așează bine. Și mă gândesc că mă bucur că avem așa cu un frate, pentru că s-ar putea să mor și eu mai târziu decât de murit, pentru că rămâi în ceea ce scrie Cornel Galben. Mi-aduc aminte, este o carte acolo, Ieșirea, așa, unde acolo sunt niște lucruri întâlniri cu el și sunt consemnări, Ieșirea din lume. Și mai mai departe, acum în perioada, în Caietul Negru, nu puteam să mă intersectez cu el, chiar i-am și zis, băi, aici n-am cum să fiu, că în anii aia eu eram în altă parte și n-aveam cum să fiu, să nu m-am întâlnit cu el deloc. Deși în anii de armată, el era de veche la regimentală, eram undeva într-o pădure, dar scriam amândoi note, reportaje, articole la ziarul de armă. Și ne-am cunoscut și acolo, la regimentală. Bineînțeles, deci ne-au purtat, drumurile sunt comune, oarecum. După aia la Bacău, acum suntem la Bacău, ne întâlnim foarte des, ne felicităm de ziua noastră. Eu îi doresc foarte mult succes, pentru că și sincer nu sunt deloc, să zic, frapat de succesul său, eu îl știu, îl simțeam că fie un om de succes și
Eu cred că se va împlini, are scrieri valoroase și sunt convins că nu le-a terminat de scris pe toate. Dacă ar fi să le adunăm toate scrierile acestea, se observă talentul său în a încondea așa de bine personalitățile, lucrurile, istoria literară, reportajele, el și în poezie a avut succes, dar fiind ziarist, făcând facultate de ziaristică, a luat-o cu ceea ce ea convenea lui mai bine și probabil ceea ce l-a urmărit îndeaproape. Și se spunea, unii mari scriitori spuneau că te împiedică uneva ziaristica și colaborarea aceasta în a scrie literatură de valoare, dar la el este invers. Poate fluviul acesta al ziaristicii și legătura aceasta pe care a avut-o un mediu social, pe el l-a trezit și a trezit filonul acela literar pe care îl are și care îl posedă și mă bucur că sunt acum aici cu dumneavoastră și Oneștiu este orașul de plecare al literaturii pentru noi și totdeauna fiind din zonă, făcând și studii aici, am făcut studii liceale aici, am și lucrat mult timp la Onești. În anii copilăriei am petrecut aproape că sunt într-o comună din apropiere. Și Oneștiu pentru mine este ca o casă în care m-am născut. Mă bucur că sunteți și dumneavoastră aici. Acum îți doresc succes. Sunt convins că faptul că ești atât de tenace, atât de atent, atât de pasional în ceea ce faci, nu ai cum să greșești, pentru că până acum nu ai greșit. Și de acum încolo sunt convins că nu ai cum să greșești. Dar dacă vei greși, eu te iert. Da, atât. Eu vă mulțumesc tare mult. Aș spune mult mai multe lucruri, dar timpul și nu numai asta, dar ca o paranteză și la lansarea cărții lui domnul Morar, am fost și tot obosit, am vrut tot liber. Am o, cum să zice, o locație aici a apropierii, la părinți și efort fizic maxim. Te-am pus la muncă. La grădină, la ce nu fac eu acolo. Și sunt, totdeauna am venit obosit și am venit la el, mi-am cerut scuze și atunci a fost obosit. Acum sunt și mai obosit, dar Cornel mă înțelege. Și când ești obosit, parcă ai gândurile foarte clar, dar exprimarea suferă. Deși ai vrea să spui multe, nu reușești să le aranjezi în așa fel încât să-ți placă ție în primul rând și după aia auditorul. Ai spus prea mult. Eu totuși vă mulțumesc tare mult și îți mulțumesc pentru invitație și pentru bucuria de a fi lângă tine cu aceste frumoase cărți pe care nu te desminți, pe care le lucrezi și sunt convins că finalitatea îți va aduce succese mai mari. Poate și care din noi va rămâne în posteritate, va trece în posteritate și care va rămâne după, sunt convins că trebuie aranjate lucruri, trebuie odihnă și să viu, să pot vorbi mai frumos dacă o să fie cazul. Dacă nu, o să o faci tu pentru mine. Vă mulțumim foarte mult! Mă iertați! Am divagat puțin, este prietenul meu drag. Despre prieten nu poți vorbi prea așa, nu știu, mai între patru ochi, poate mai am 3-4 minute. Ați venit la mărșie, ați venit încărcat, să înțeleg. Am muncit la greu, dar îmi place, dar sunt obosit. Tot ai spus că scoperțile frumoase, ele să știți că sunt realizate de nepoatele mele. Asta este realizată de Sofia, care desenul acesta e de la 5 ani.
extra. Acum are 7. Dar o să vă urmească desenul acesta care aparține Teodorei și care nu are decât 4 ani. Din coace, sigur, că este un ex libris de Ilie Boca, nu mai prezintă... Deci este Ilie Boca. Să vedem cine e ex libris, dar nu am găsit. Este vina editurii, am trimis toate semnalmentele, dar... Nu, poate l-am văzut eu, deci de asta zic, l-am găsit. Nu, nu scrie, eu am trimis cine este autorul, dar cel care a făcut... Mă bucur Comer, că spuneți că mi-a fost scăpat cu siguranță. Deci este Ilie Boca. Ai și tu pui în valoare lucrurile. Este un om deosebit. Știi să... Totdeauna alegi. Și faptul că și eu mi s-a părut esențiale, deosebite. Și chiar am vrut să te întreb la un moment dat. Băi, alea două, care, asta și aia de acolo. Adevărul este ele fiind... lucrate de cineva la o etate atât de pură, nu știu, e o chestie, cum era, există în Onești aici o fată care a ajuns pe culmile gloriei cu pictura, Alexandra, și mai cum îi zice, de aici, din Onești, din America. Alexandra Nechita. Nechita, așa, Alexandra Nechita. Da, avem și una de 15 ani, care a scris roman și doacă. Oricum, Cornele, îți doresc succes. Mă gândeam acum, mulți colegi despre care ai scris cu mult, chiar membrii unui scriitor, nu i-ai anunțat, ar fi trebuit să fie măcar câțiva din ei aici, pentru că tu ți-ai făcut timp să scrii despre noi, iar noi nu avem timp să te omagiem acum la lansarea acestor cărți atât de frumoase. Dar oricum, sunt convins că ori nu i-ai anunțat, că nici pe mine. Eu am venit, m-a anunțat noroc că dar mi-ai zis de rândul trecut, dar eu... Acum se lucrează cu Facebook, cu alte mijloace. Mă rog de moraru că m-a sunat și mi-a spus, mi-a reamintit. Mi-ai zis tu de la lansarea lui că lansez o carte, dar nu mai știam exact ora, da? Și mi-a zis moraru, zic, nu se poate să nu vii. Deci, este timpul ăsta o moară, de asta clipa cea repede, am emeles. Trece, ai pierdut clipa, pierdut războiul. Că sunt aici, nu prea știu ce caut aici. Să mă iertați. Cum zici că trebuie să mă urmești? La Târgogna, la așa. Mulțumesc! Mă bucur că suntem aici împreună. Eu cred că suntem mai mulți decât vedem noi așa, măcar cu închipuire. Și această triplă lansare de carte a domnului Galben mă duce cu mintea la Sadoveanu, care, la fel, atunci când a lansat vreo 3 titluri, Șoimind, mai știu eu acum, a fost declarat anul Sadoveanu, parcă în 1904, nu? Cam așa ceva. Și iată, deci ceva deosebit, sunt 3 titluri, 3 volume de cărți. Pe domnul Galben, eu n-am avut cinstea și onoarea să-l cunosc de foarte multă vreme, pentru că eu ca iepure am cam zbuit-o de pe aici, așa a fost să fie, și nu ne-am întâlnit decât mult mai încoace, la Zilele Culturii Crădiscene, dar se pare că ne-am cam plăcut așa, de am putut intra în vorbă, mai ales că dumnealui are o figură așa și blajină și vorbă și figură, poate figură de sfânt, zic eu așa, pentru că dacă e să o luăm prin metafore ceea ce folosea domnul Dumitru, tot ceea ce apare în cărțile domniei sale, nu sunt altceva decât sfinții literaturii noastre, mai vechi sau mai noi. Contemporani, unii contemporani cu noi, sunt așa de multe personalități ale Bacăului, despre și nu numai ale Bacăului, așa, de care se vorbește în aceste cărți, încât, sigur, putem să apreciem valoarea literaturii băcăoane, a
scriitorii moldovane și în același timp valoarea domnului Codel Galben, care efectiv se pare a fi un rob al muncii, al cărții. Dacă stai să te gândești una din cărți către ultima, așa, zi cu zi notează și notează bine, notează interesant, stă, cred că este și caracteristic ziaristului, care stă cumva într-un colț, se aude, observă și te trezești la un moment dat că apare nu la securitate, ci apare într-o carte deosebită, așa cum a făcut și în cărțile personalități băcăvane. Și apoi ieșirea de siguranță, om se cheamă un alt titlu de carte a dumneavoastră, a ieșit la lumină și ne-a dat nouă și ne-a arătat nouă fapte, aspecte, lucruri importante din viața de zi cu zi, din viața noastră, firește, ale unor evenimente deosebite. Și știu că, citind aici, la o ședință, nu pot să vă spun exact care ședință, dacă este a unui scriitorilor sau în altă parte, în orice caz a fost o contrazicere între domnul profesor universitar Dănilă și altcineva care, dacă nu mă știu, Viorel, nu Viorel s-a limpacat tăcut, vă spun că sunt personalități aici, legate de Vasile Alexandrii, de nașterea lui Vasile Alexandrii, că este 19, când este 18, când 19, când 21, sunt aici niște lucruri și eu chiar mai înainte pusese mâna pe o carte în ideea ce legătură a avut Alexandrii cu zona aceasta a Borzeștiului, a Pătrășcanului, unde a avut moșie și am făcut puțin legătură și am descoperit că, de fapt, prin Cozonii, prin familia Cozonii de la Târgovna, s-a putut ajunge la negoțul cu sare, care mergea spre Prut în Orient, la Dunăre și așa mai departe. Deci, iată că o legătură și probabil că făcând ceva, deci fiind investitor, așa, a reușit să-și cumpere și moșiile respective. Ca să nu mai spun că, probabil, din ce mai străți, zona aceasta a fost a lui Ștefan cel Mare, în mare parte, moșia lui Ștefan cel Mare, am suficiente dovezi să spun lucrul acesta, și Ștefan cel Mare, pe de o parte, a lăsat unor moștenitori anume sau o fi răbat și așa, de așa manieră încât Vasile Alexandrii, tatăl probabil și apoi feciorul, cumpără moșia de la Pătrășcani și care, uitați că au fapt divers, unii dintre dumneavoastră care sunt mai în vârstă, probabil știți, dar alții nu, conacul de la Părzești a funcționat întâi după expropiere, a funcționat întâi ca școală generală sau școală elementară, era școala elementară numărul 4 din Părzești, că la un moment dat zic, dom'le, cum sunt școlile astea? Școala 3 era la peste linii în TCR, școala 2 era undeva la colț unde este acum intersecția de la gara, unde este monumentul cu Ștefan cel Mare, și școala 4, că școala 5 se apărea după aceea, în sfârșit. Deci, iată că lucrurile, puțin câte puțin, se leagă. Deci a funcționat ca școală elementară, de 4 clase, apoi a funcționat ca bufet muncitoresc. Pe urmă a fost dată la stat și s-a amenajat ca restaurant și acum, și restaurantul Strejarul, dacă vă duceți aminte, și acum este în posesia Alimonului. N-am știut? Deci iată cum ajunge conac. Tot e bine că este față de altele care s-au dărâmat sau care rămân în paragină. Întorcându-ne la domnul Galben,
Eu aș vrea să spun aici că domnul Galben creează o stare interioară a celui care citește și de aici și curiozitatea să vadă ce urmează, ce a scris, cum sunt zilele. Sunt, scrierile sunt diferite față de altcineva care a mai scris despre perioada anilor 70 și încoace, dar poate cu anume răutate sau poate din punct de vedere politic, ori aici domnul Galben se referă strict la oamenii de cultură și nu la altceva. Și apoi, cum vă spuneam, și apropierea de semeni. Este omul care se apropie, sufletește, chiar dacă nu este foarte aproape. Deci să spun eu că sunt în sala aceasta, unul acolo, unul acolo, îl simte. Simte personalitatea despre care vorbește. Este un om cultivat prin vocabular, prin atitudine. Este în același timp un contemplativ. Știe să dezvăluie imagini deosebite prin spontaneitate. Stilul este clar, este limpede, nu sunt probleme deosebite. Sigur, cartea se citește cu destul de multă ușurință și este destul de exact în date, în ore și minute chiar. A făcut, s-a sculat, n-a putut să-și îndeplinească ceea ce își propusese la un moment dat, din vari motive, și încearcă să recupereze cumva, să nu piardă din ceea ce își propusese. Eu sunt tare încântat de aceste cărți, le recomand și dumneavoastră și sper că nu v-am plictisit, pentru că nu știu să spun foarte multe, dar mă bucur și îl felicit la mai multe cărți înainte. Știu că sunteți director de editură, care lucra la Steagoros și așa mai departe, am aflat și m-am mai uitat și un pic de acolo, așa, adică n-a stat cu mâinile în sân. Asta vreau să spun, deci este un om de cultură, de anvergură și, într-adevăr, merita să fie aici plin, dar noi suntem, facem fiecare cât doi, trei și suntem. Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Am înțeles că este și un mesaj de la prietenul meu, Dan Sandu, care n-a putut să ajungă, așa că o invit pe doamna profesoară Adina Petroi să îl comunice. Da, eu o să vin alături de dumneavoastră doar pentru motivul că aș putea fi auzită mai bine. Eu vă felicit în numele meu și al cenaclului literal artistic George Călinescu pentru întreaga dumneavoastră activitate. Dincolo de cuvintele pe care le-au spus antevorbitorii mei, trebuie să menționez și discreția. E o încântare să vă fi cunoscut și de fiecare dată când ne întâlnim în cadrul unei activități, simt personalitatea dumneavoastră și știu că stați, observați și din ceea ce rezultă, din ceea ce analizați dumneavoastră, se va naște prin puterea pandeiului cel puțin un articol, dacă nu parte dintr-o lucrare mai complexă. Mă aflu aici ca reprezentant al domnului Dan Sandu, citindu-vă un fragment dintr-un cântec de prieten, tocmai o ilustrare a afirmațiilor de mai devreme că în personalitatea, prezența fiecăruia dintre noi, de fapt, mai există alte două, trei prezențe care n-au putut să vă fie fizic alături, dar vă sunt alături.
Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dau o citire materialului pe care mi l-a trimis domnul Dan Sandu, Cântec de prieten, lui Cornel Galben. Și când va fi ca nepoții să-mi prefire printre degete barba patriarhală, cu care voiesc să dau iama prin iasmele vârcolace ale veacului istuia răstignit, la balamaua de aur și catrana două milenii, atunci am să-i privesc în ochilor mari cât toate semnele de întrebare ale pământului și din noianul de amintiri cu minți, ca niște fotografii mișcate, am să aleg una, alb-negru, sepia. Și le voi vorbi, cum numai eu mă pricep, într-un fel de cântec de prieten, despre cel cu nume de împărat între toți generalii limbii române, uitat despre și dinspre sine, într-o împărăție a cărților, fără de început și fără de sfârșit, tăinuit la masa de scris a singurătății. Și dăm puterea atunci, Doamne, să-L invoc la ceas de seară sau de prispă la casa bătrână, să vorbesc despre talentul său de cronicar modern, să depun mărturie despre darul indicibil cu care l-ai asuprit, asupra de măsură, să-L părăsc frumos cum, deși departe, trăitor în smerenie nepermisă mie păcătosului și în solitudine celestă, printre îngeri și rugăciuni, zic zău, este și va fi de-a purul prezent între noi, tăinuitorii de vorbe, mai ales prin herbul său, egal blazon în cultura noastră națională. Și mai dezleagă, Doamne, tot atunci, limba cea nepricepută în a o drăzli voroavă, ca să-l pot numi din tot sufletul prieteniei ce ne adună anii cei lumești, Cornel Galben. Adică, fratele meu de cruce întrele cuvântului, pentru că magia metaforii cu care își cucerește maestrul, interlocutorul fascinat, îl transpune în plin atmosfera poeziei de incantație, asociindu-l pe autor cu vrerea și puterea manolică a lui Pygmalion, dătătorul de nouă viață. Să luăm aminte la una dintre cele mai reușite creații care s-au perindat vreodată prin pana cea iscusită a menesterului de la Bacăul de România. Citez, iubito, rondoul acesta concis e un triumf al durerii de tine, o noapte furată de sânge ucis, fugă de brac și trei violine. Iubito, rondoul acesta târziu e o altă iarnă beethoveniană, o noapte ucisă în poemul ce-l scriu, mai fulgerat cu un trup cu Ana. Din rondoul acesta. Poșesc atent prin orgoliu bine temperat al speranței ziditoare și mult mă minun cu inima și cu gândul prin sonul de clavier și culori de răcoare poposite în tiparnița inconfundabil meșteșugită a lui Cornel, răzită cu versuri, versete și rânduri sub formă de proză precis valoroasă. Mă cred, mai nou, prieten, vecin și martor de-o seamă cu ceasul jertfelnic, adânc încrustat pe crucea destinică a mult norocitului maestru. Pentru că numai iubirea îl construiește pe om. Și omul acesta, drept stătător de-a dreapta creatorului, ales fiind, și-a câștigat, meritat, locul sub steaua sa de durere, adăstată la cina ce de taina spuselor apăsat și arătând numai din zâmbet spre cel cu talentul la purtător, titorindu-și maturitatea scriitoricească, încălărat fără greș ca un brav general ce se află, pe calul său d'alb, cu șaua de aur a tinereții fără bătrânețe, amușinând în buiestul atipsia cujoratică a jinduitorului scaun din capul mesei literare românești. Și zic atunci, potrivit puterilor mele modeste, îndemnul pornit din firescul rostirii. Cerneala s-o întins gros și grav pe cuvinte, cine trece prin noapte și scrie pe creier poeme cu chip, de copil multiplicat în zeci de icoane, acela înăuntru și afară, asemenea fructului copt, bucurând ramul, oricine ai fi, pasnic, la plâns, din ultimul tren alergând, prin iarbă de sculți, prin exacta durere, ceva fără sens, îți va răspândi umbra. Ave metră. Dan Sandu. Da, nu ucideți eu mesagerul, dacă a fost răpus de emoție. Felicitări! Place ție cititorul. Sigur că Dan Sandu m-a amenințat că mi-a descoperit o poezie și acum am tot făcut așa incursiunea prin memorie să văd de unde a luat-o. Și mi-am adus aminte că revista Revanșa a lansat un concurs de sonet. Și atunci era, în ce consta de fapt, trebuia, era un vers dat, după care tu trebuia să-l duci la capăt tot sonetul. Și am câștigat premiul acela care era
destul de bun la vremea aceea, 100.000. În anii 90, bineînțeles, când inflația era și ea de 190%, așa că... Dar a fost un exercițiu, tot așa cum recentul jurnal pe față și pe dos, e un exercițiu de voință. Arghezi, dacă țin bine minte, mai făcea lucrul acesta, adică să scrie în fiecare zi măcar un rând. Și iată că s-a născut ceva. Ce rămâne dumneavoastră să descoperiți. Vă veți regăsi oricum mulți dintre dumneavoastră în aceste însemnări. Nu veți scăpa nici de observații mai șfichiitoare, chiar dacă am fost caracterizat drept bonom și blând și toate felul, cuvinte prea mari pentru activitatea mea, dar oricum a fost o activitate interesantă, cel puțin din punctul meu de vedere, și dacă vor rămâne niște cărți ce vor fi răsfoite în timp, m-aș bucura. Pentru că ele adună la rândul lor, adună o seamă de personalități ale locului și nu numai ale locului, veți găsi destul nume din arealul culturii românești și din țară și din străinătate. Așa că vă invit încă o dată la lectură. Dacă aveți și întrebări, cu drag vă pot răspunde, nu neapărat legate de cărțile de față. Eu cred că vreau să spun câteva lucruri care m-au plăcut trecând prin cele trei volume. Recunosc că nu am citit din scoarță în scoarță, Și recunosc că prima dată le-am citit pe cele contemporane și m-am prins greu că cel de-al treilea e, de fapt, o incursiune în trecut. Și incursiunea asta în trecut așa mi-a creat o anumită nostalgie, pentru că e impregnat de un parfum foarte autentic și foarte realist, probabil familiar generației care a crescut atunci. Este acel avantaj al scriturii de aproape, din imediatețea vremurilor pe care le prezintă, și din cauza asta probabil că trece atât de ușor pagina și ajunge atât de ușor la cititor, fiindcă acolo te regăsești cu aspirațiile, cu acel comportament al oamenilor tineri de atunci și peste toate zbaterile astea inerente, legate de locuință, de loc de muncă, de relații de familie, se așează acea dominantă a dorinței de a face gazetărie, de a te afirma în domeniu, de a aduce un aer nou paginilor de ziar, de a munci pentru bucuria de a munci, pentru bucuria de a răspunde la provocările meseriei. Și jurnalul ăsta are, dincolo de toate, un optimism intrinsec, mi se pare mie, mi s-a părut mie, un soi de orizont din acela deschis, un sentiment de totul e posibil cu muncă și cu voință. Și peste ani se face acest salt în timp și se ajunge la celelalte două volume, care confirmă acest totul este posibil, dar totul este posibil cu acea muncă și voință de zi de zi, foarte constantă, foarte perseverentă, cu multă consecvență. Atunci când citești două jurnale din vremurile de maturitate, ceea ce îți rămâne este gustul acela permanentei autonemulțumiri. Autonemulțumire de bilanțul fiecarei zile. Dacă citești cărțile, ai impresia că domnul Cornel Galben de fapt nu face nimic. Nu face nimic. Nici o zi nu este suficient de bună. În nicio zi nu și-a îndeplinit programul pe care și-l pusese în gând. Nici o zi n-a citit sutele sau miile de pagini la care trebuia să ajungă, pe care trebuia
să le consulte în legătură cu un aspect sau altul al vieții culturale băcăoane sau al uneia dintre personalitățile a căror biografie o studiază. Are un devotament și o acribie extraordinare în această muncă și este convins că menirea sa de jurnalist și de scriitor, așa cum spunea și domnul Dumitru, atent la fenomenul cultural, îl poartă către ceea ce de fapt constituie ceea ce mi se pare mie calea personală pe care a ales să o urmeze și anume aceea de documentarist. Și noi ca bibliotecari știm mai bine ca oricine că este un efort extraordinar pentru a găsi, a scoate la lumină și a împărtăși informația cu acuratețe. Și pentru asta, permiteți-mi să fac o reverență foarte adâncă în fața muncii acestui om, care este de o seriozitate extraordinară, pentru că acele volume, personalități băcăoane, nu s-au scris bătând din palme, nu s-au scris la inspirație. Deși domnul Galben are inspirație și narată foarte des lucrul acesta, s-au scris cu foarte, foarte multă muncă, rigoare, documentare, informare și cu multe sacrificii personale, pentru că omul acesta sacrifică din timpul petrecut cu familia sa, din timpul petrecut cu prietenii săi. De asta spun că regăsindu-l în aceste pagini de jurnal, dorim să-i mulțumim pentru efortul acesta susținut, făcut ca cercetător, dar și ca editor, ca încurajator de confrați și cronicar al vieții culturale băcăoane de azi sau de ieri. Încă o dată, multe, multe mulțumiri că ați fost alături de noi și că ne-ați adus cărțile dumneavoastră, că ați împărtășit cu noi prin jurnale frământările de peste fiecare zi și vă urăm multă putere de muncă și forță să continuați ceea ce ați început. Da, numai că eu nu prea am talent la lectură. Atunci o să vedem de ce să vă criticăm. Ca măcar să avem și noi niște lucruri de legat pentru scrie. Da, haideți să uitați, s-a deschis la întâmplare. 29 februarie 1980. Eram la Bacău atunci. Doar la 4 ani odată pot să scrii într-o asemenea zi. Am tras încă o linie de bilanț, dar și de data aceasta realizările sunt modeste. Am mai scris o poezie, 2 articole pe care le-am trimis la Scânteia Tineretului, acestea în afară celor publicate la Bacău. Am citit cea de-a 2-a carte a tămășăreanului Teodor Bulza, Lumini Bănățene, un volum de reportaje ce nu depășește cu mult nivelul gazetăresc. Mi-am ascultat la Radio Iași una dintre cele 2 poezii înregistrate, am văzut și ascultat mai multe piese de teatru, Capcana de Miller și Azilul de Noapte de Gorki, pe micul ecran, Ora Domniților de Radu Stanca la radio și Titanic Vals de Tudor Mușatescu, jucată de actorii băcăoani. Deși am parcurs în ultimele zile peste 500 de kilometri în județ, am reușit să mai adaug câteva pagini la documentarea mea despre carte de reportaj. Dacă aș scăpa de această obositoare campanie electorală, parcă am avea nu un partid, ci 100, dacă alții nu mi-ar pune tot felul de piedici, poate că până în decembrie voi reuși să am gata măcar prima formă a volumului. Nu de alta, dar împlinesc 30 de ani și încă nu am dat nimic care să rămână. Sigur, o carte publicată s-ar putea să rămână doar în biblioteca personală, dar te consolez cu apariția. Ionuț e din ce în ce mai ștrengar, Țica din ce în ce mai nemulțumită de serviciul pe care îl are.
Bună ziua! Ați văzut că am emoții, că recitindu-le mi le reamintesc și eu. Recent ați avut o lansare și la patru, înțeleg că este vorba despre aceleași cărți sau a fost alte cărți? Nu, acolo am avut două cărți de critică și un jurnal. Acesta a fost lansat și la Bacău, dar au fost două cărți de critică, lectura aleatorii 3 și 4. Mulțumim, domnul Boxa. Domnul Moraru. Domnul Călinman. Domnul Alcalde. Ne-am cunoscut în 1970 pe Platforma Petrochimică. Deja în 70 nu se mai chema Uzina de Cauciuc, nici rafinărie, se chema Grupul Industrial Petrochimic Borzești. Și într-o zi de toamnă, eu venim de la Mediaș, aici era într-adevăr o citadelă, veneau meseriași din Ploiești, din Câmpina, din Moinești, Mediaș, cum am spus, și într-o zi vine un tânăr gazetar la mine, la Strung, și mi-a un interviu. Am ziarul și acum, eu vin de la Pralea și n-am ziarul la mine, dar am ziarul, fotografia și cu articolul făcut de dumnealui. Și ca peste ani l-am urmărit tot timpul ceea ce scria. A scris foarte mult despre viața de pe Trotuș. Prima dragoste de asta este și acum aici. Prima dragoste nu se uită. Însă am fost și la Bacău pe 13 iunie, când spunea cineva, dacă domnul în spate, dar pe 13 iunie eu am fost la lansarea acestei cărți și am rămas surprins oarecum oracolul din scriitori. Zic că peste 3 ori voi intra într-un an care se anunță furtunos. Nu doar la noi, unde arta s-a colorat în roșu, ci și pe plan mondial, unde Donald Trump, noul președinte al SUA, va încerca să ia frâiile lumii în mână, braț la braț cu rivalul său de la Moscova. Asta spunea pe 31 decembrie 2016 domnul Cornel Galca, nu? Da. Iar în ultima zi a anului, n-am fost însă nici pe departe un grădinar iscusit, cum îmi propusesem la finalul anului trecut, dar vorba românului, cu Dumnezeu înainte. Așa cum i-a spus regina Isabela și cu Ferdinand lui Cristofor Colomb, privește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu l-ai găsit încă, fii sigur că Dumnezeu ți-l va scoate în cale pentru a-ți răsplăti îndrăzneala, sigur. Pământul l-a găsit de mult, există un timp al semănatului și altul al recoltatului, dumnealui acum culege ceea ce a însămânțat în anii când avea 17 ani. A scris articol despre noi, despre Doina Trotușului, am uitat să vă spun, eu sunt președintele unei fundații culturale, Doina Trotușului. A scris un articol foarte frumos, îl am și pe ăla, am și ziarul, în Steagul Roșu, în 14 aprilie 1983, după ce am venit din Suedia. Apoi, după 35 de ani, îi fac o propunere. Ansamblul Căluțu merge în Italia, la Treviso, la un festival internațional. N-ați vrea să mergeți cu noi? Sigur. A venit și a fost foarte frumos. Iar acum îi fac o altă invitație să meargă cu noi la Chișinău, la Festivalul Internațional de Folclor, cântă cucul, cântă cucul în Bucovina. Da. Dacă sunteți liberi, în perioada lui 27 iunie, 2 iulie, are loc festivalul la Chișinău. Am fi onorați dacă ați putea să ne însoțiți cu grupul nostru. Cu mare gard, nu trebuie să-mi fac pașaport. Că... Nu trebuie pașaport, numai aia mici. Trebuie dar pașaport care nu au buletin, numai cu buletin. Am buletin de identitate, nu carte de identitate, așa că... Da. Aia e acolo nu am acces. Deci eu mă bucur că ați scris două articole despre... Unul despre Doina Trotușul și altul despre Căluțu, da? V-am urmărit în decursul anilor la multe, multe, multe articole, toți de aici, chiar dacă suntem puțini, dar vă spun că vă cunosc din viața dumneavoastră și din ceea ce ați scris, oneștenii vă știu, pentru că a fost prima dragoste, ați fost un om tânăr, aici v-ați dragostit, de asta și revenit. Și ca o urare așa de viitor, ce pot să vă spun? Să aveți zile frumoase ca florile și ca un cântec de voie bună de la noi de pe Trotuș. Iar inima să fie mereu tânără și frumoasă, precum boara românească. 4 minute și 20 secunde trebuia să vorbesc, că atât este o oră românească cu strigători. Vă mulțumim!
Dacă nu mai sunt și alte întrebări... Da. Dumnezeu, Spasilul Cerții Scriitor, ținând cont de opera dumneavoastră, ce sfat ați putea da noi generații? Ținând cont de tot ce ați făcut dumneavoastră și cred că rămâne reper pentru noi. Vă mulțumesc. Aici, sigur că e destul de dificil așa să dai sfatul la minut, dar din discuțiile care au avut deja loc, ați văzut că prin toate etapele acestea prin care am trecut, munca a fost la ordinea zilei. Muncă nu neapărat fizică, dar deși, cum să spun, a fost și destul de muncă fizică, mai ales în calitatea mea de editor, am cărat tone întregi de volume, de hârtie și așa mai departe. Am manevrat colecții întregi de ziare și reviste, plimbându-le unele chiar prin locurile prin care la rândul meu am fost silit să mă mut, tot le-am ambalat în saci, iar le-am desfăcut și așa mai departe, tot în ideea de a nu pierde documentarea. Deci, în primul rând, după mine, ar fi curiozitatea care trebuie să te însoțească în permanență, dorința de a răzbate, de a fi tu prin ceea ce faci și de a ține cont de ce s-a făcut înaintea ta, de exemplul titanilor literaturii române și ai literaturii universale. Și important este să scrii, adică să scrii în fiecare zi, să scrii lăsând o perioadă după care iarăși să reiei textul, să revezi, să ai tăria să renunți, să arunci la coș, să rupi. Sigur că sfatul acesta, uneori mi-l reproșez, pentru că n-am avut nicio tărie întotdeauna să renunț la ce am scris, mai ales în anii tineri. Atunci era și dorința aceasta expresă de a publica, de a se vedea numele tipărit, acum aproape că a devenit o banalitate să mai apar pe undeva, pentru că toată lumea scrie așa într-o veselie, să spunem, se risipesc păduri întregi pe maculatură și poate și aici, prin cronicile mele, am reușit să mai separ neghina de greu, dar nu întotdeauna. Oricum, e bine că există dorința aceasta de afirmare, e bine că ești în centrul atenției, că ai o preocupare frumoasă, decât să te duci la centrele acestea cu jocul de noroc și cu mai știu ce, mai degrabă joci pe cartea literei și a cărții. Și atunci ești mai câștigat. Cum se numește dumneavoastră? Cu drag. Dacă aș putea să-i mesaj. Eu de-a lungul anilor am reușit să ajut mulți tineri, au debutat în revistele de la Bacău și numai de la Bacău, pentru că am avut porți deschise doar trimițând corespondențe de la Onești sau de la Bacău, adică ani de zile n-am intrat în redacțiile în care am publicat. Și aici pot să vă dau exemplu revistei Cronica de la Iași, unde am publicat din 1980 și abia
după 90 am fost pentru prima dată în redacție. Trimiteam scrisoarea de la Bacău, dacă articolul era bun, apărea. Și atunci, mă rog, nu-l trimiteai pe calculator, gata, cules, numai să-l ia și să-l așeze în pagină. Îl mai scrieai și de mână dacă n-aveai o mașină de scris, pentru că și mașina de scris era o problemă la vremea aceea. Trebuia să ai zeci de aprobări și erai controlat în permanență și așa mai departe. Dar au fost timpuri frumoase și acolo, nu ca o laudă a mea, ci ca un sfat pentru cei care scriu. Dacă lucrurile pe care le faci sunt temeinice, nu cred că există cineva care să nu le publice. Sigur că acum e mai greu cu editarea în volum, că aici trebuie de multe ori să scoți banul din buzunar și asta e mai dificil. Însă, vedeți, cât mai avem cititori, mai avem și șansa să scriem. Eu încă o dată vă mulțumesc și vă doresc să aveți parte de lecturi interesante, nu neapărat din cărțile mele, și din cărțile confraților de ieri și de azi și de mâine. Și unde facem acea jurnală? Să fie interesant, să mă bucurați de ele și să aveți ce scrie. Să sperăm că timpul va mai fi îngăduitor cu mine și Dumnezeu mai lasă să mai am grijă și de alții. Dar oricum multe cărți de aici înainte, potențial aveți de tot. Nici prea multe nu strică, dar... Este harul și voință, este și putință. Poate o să fac odată o selecție mai așa, când, dacă împlinesc o vârstă mai rotundă, să mai fac o epurare și atunci vedem ce mai rămâne. Sunt suficiente care sigur rămân, chiar oricât ar fi dumneavoastră de exigent. Sunt suficiente care rămân fără niciun fel de... Da. Trebuie să... Să spun și eu două vorbe, deși eu nu vorbesc la lansări de carte. Avem, după cum observați, invitat televiziunea literară și domnul director Eugen Ungureanu. Îi mulțumesc că mă onorează. Și eu să mulțumesc, Cornel. Sigur că despre Cornel Galben putem vorbi multe zile în șir, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus despre acest om publicist, scriitor, un bun prieten al nostru, un om cu care ne putem consulta în fiecare zi, luând câte o pagină din cărțile lui. Și vom vedea cum a simțit el acele clipe și cum le-am simțit noi, de exemplu, din acea zi din anii 90. O trecere la noi timpuri, o trecere la vremuri mai bune, spun eu, dar poate un paradox, ar trebui să, ca să salvăm pădurile, să moară scriitorii, nu? Să rămână mai multă celuloză. Total inexact, pentru că aceste cărți reprezintă pentru noi dovada că omul a creat, că a știut să lase celorlalți ca moștenire ceea ce a simțit el mai bine și mai ales nemulțumirile, că nu a putut să facă mai mult. Dar, așa cum spunea și doamna mai devreme, cred că avem material suficient pentru ca bunul nostru prieten Cornel Galben să rămână și să lucreze în continuare pe acest tărâm, pentru că avem multe, multe de învățat, multe lucruri pe care noi, deși le-am trăit, le-am experimentat, nu le-am pus pe hârtie.
Vreau să fac așa mici glume pe seama titlurilor cărților. Uitați-vă la prima carte și să spun așa: dar cine sunt eu să comentez aceste cărți pe față și pe dos, deci pe ambele părți? Iar ca să rămân un om integru, nu voi, și necitind cartea, nu pot să spun nimic despre Caietul Negru. Sigur, aici e o carte pe care simt că merită să o citim, pentru că e vorba de înfrățirea dintre cele două ramuri, literatura și pictura. Avem și în acest domeniu oameni de valoare în județul Bacău. Iar dacă vorbim despre cartea Zile de Trecere, să știți că nu mă duc cu gândul în urmă, ci văd aceste zile complexe în care trăim noi, zile extrem de complicate din toate punctele de vedere. Zile de trecere, bănuiesc că sunt zile de foarte multe ori prin care trebuie să răzbatem, indiferent de bilanțul pe care ne-l facem a doua zi. Este pentru mine un moment important aici la Unești. Conel Galben vine întotdeauna cu mare dragoste, deși Bacău nu este departe de noi, dar mi-aș fi dorit și m-am bucurat foarte mult când a stat o perioadă aici în Onești și am ticluit, am pus la cale împreună ceea ce înseamnă televiziunea literară, care în curând se va relansa și va fi permanent atât pe televizoarele dumneavoastră, cât și pe device-urile astea moderne, pe telefonul mobil și pe tabletă. Trebuie să vă spun, Conel Galben ne-a onorat invitația de a fi redactor șef al televiziunii literare. Este un proiect finanțat în totalitate de către o mică echipă de entuziaști, deci nu primim bani de nicăieri, dar noi reușim să facem lucruri extraordinare. Am fost invitați la foarte multe evenimente literare și vă mai spun un lucru. Vor rămâne pentru noi toate aceste lansări de carte în arhiva noastră, pentru că ne-am propus să le păstrăm. Deci dacă o să vedeți la un moment dat arhiva pe care o dețin numai din această zonă, o să spuneți, domnule, oarecum de când vom reuși să vizionăm toate aceste materiale. Discutam cu soția mea atât vis-a-vis de Exclusiv TV, cât și de televiziunea literară, pentru că fiecare din noi ne gândim că va veni pentru fiecare și un anumit sfârșit fizic, dar noi rămânem între aceste două tărâmuri, dintre cel real și cel spiritual, să doneze toată arhiva pe care o am eu în acest moment bibliotecii de aici, din Onești, pentru că sunt materiale. Noi încercăm cu aceste televiziuni și cu ajutorul lui Cornel, că despre el vorbim astăzi, să facem istorie, o istorie video, dacă se poate. Iată, fiecare din domeniul lui reușește, dacă își dorește și dacă vrea să rămână în memoria celorlalți, noi dânsul cu literele și noi cu imaginea. Sunt lucruri foarte frumoase. Cornel, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai invitat aici și, desigur, telespectatorii noștri vor vedea integral la această întâlnire a noastră cu omul și cu prietenul nostru, Cornel Galben. Mulțumesc! Vă doresc atunci o după amiază plăcută și cei care doriți autografe, vă stau la dispoziție.